La sediul PSD se fac declarațiile, urmărim împreună. Electoratul a sancționat fosta guvernare condusă de domnul Orban și de domnul președinte Iohannis. Domnul președinte Iohannis astăzi trebuie să înțeleagă faptul că a pierdut aceste alegeri și trebuie să accepte nominalizarea Partidului Social Democrat în persoana domnului profesor dr. Alexandru Rafila să fie viitorul prim-ministru desemnat. Vom face și alte declarații după ce ne întoarcem de la Cotroceni. O să îi mânăm domnului președinte și programul Partidului Social Democrat de guvernare. Sunt ferm convins că va găsi calea în acest program de guvernare și de a-l desemna pe domnul Rafila prim-ministru. Mulțumim! Marcel Ciolacu, șeful Partidului Social Democrat, stimați telespectatori, declarații înainte de consultările de la Palatul Cotroceni, pe care la ora 11 le va avea cu premierul, cu președintele României, Klaus Iohannis. Bineînțeles, profesorul Rafila este propunerea PSD pentru funcția de premier. Am discutat zilele trecute mai mult despre acest aspect. Vom vedea exact care va fi decizia șefului statului.